Ei vor fi viitorul acestui sport. O să ajungă în multe finale de cupe mondiale, campionate europene și campionate mondiale. Sunt frați gemeni. Sunt tineri, talentați, ambițioși și foarte muncitori. Ei sunt gemenii Raveca și Etienne Islay, de la secția de tir a clubului Steaua București. Frații Islay au ajuns în poligon încă din primele luni de viață. S-au îndrăgostit de sport de la primul antrenament. Sunt pregătiți de campionul mondial Marin Matei. Iar acum își spun povestea în exclusivitate pentru Steaua TV. Tatăl nostru făcea tir și ne-a tot adus de când eram în cărucior să vedem concursuri. Am ajuns și la skit, într-un final, și am zis să încercăm pe la vârsta de 10 ani. Ne-a plăcut și am continuat până acum. Au impresia că tragem cu arcul, întotdeauna, deci putem să le spunem de 10 ori că tragem cu pușca, tot cu arcul, să spunem că tragem. Dar e interesant, vor și ei să încerce, în general. Nu e capăt de lume, mergi mai departe, concursul nu s-a terminat aici, ai grijă ce faci mai departe. Iei o pauză, te relaxezi, încerci următoarea zi din nou. Da, tocmai de asta mai bine te oprești, decât să tragi nervos, te-ai oprit, ziua următoare poate merge mai bine. Trebuie să ai un psihic destul de bun, pentru că dacă ai ratat, să nu se întâmple ceva mai rău. Bă. Mi-ar plăcea să încerc o grămadă de sporturi, dar n-am timp de ele. Judo, polo, o grămadă de lucruri. Am făcut și eu handbal vreo 3 ani. Am mai încercat și basket. Nu știu, mi-ar plăcea să încerc tenisul, dar la fel nu prea am timp. Eu, amândoi suntem pe profil uman. Eu preferam profilul real, matematica, dar am scăpat de ea, din păcate. Și acum, istoria, e tot ce a rămas. Istoria. Ca orice sportiv, visăm la olimpiadă. E cel mai frumos vis. Am mare parte să poți să trăiești din sport. Asta e cel mai frumos lucru. Chiar se poate.